până în ultima clipă. Ceva ce poate n-ai aștepta niciodată, sau din potrivă, poate ai aștepta toată viața, ori nici măcar nu ai idee ce ar putea fi. Însă depune seamă că așteptarea aceasta nu se sfârșește niciodată. Altfel, cum ai găsi resurse să-ți prinzi bunăoară pașii pe golul întunecos al unui azil? Să te oprești când și când, să-ți arunci ochii pe fereastră, nădăjduind să primești de acolo răspunsul, apoi să o iei de la capăt. S-a apropiat cu sfială de mine, să-mi ceară cu voce stinsă un foc. I-am întins bricheta cu mâna stângă, dar brusc, parcă se răzgândise, fixând atent un punct pe mâna mea. Și nu mică mi-a fost surprinderea să-l aud punând o întrebare. De data asta, cu glasul înviorat de descoperirea făcută. Cum? N-aveți ceas? Chiar n-aveți ceas? Gurimata îi mai arăt odată bricheta, crezând că am curcat cuvintele. Nu. Despre ceas era vorba. Oamenii obișnuiesc să poarte ceasuri. Eu credeam că... Urăsc ceasurile. Chiar le urăsc, îi spun, revenindu-le așa din... Când voi ieși la pensie, primul lucru pe care îl voi face va fi să le arunc pe toate din casă. Nu, să nu spuneți asta! Să nu spuneți asta, că mă doare sufletul! Și chiar și-a pus mâna la inimă, cu un gest ce nu părea deloc teatral, ci izvorând dintr-o mare durere. Nu, să nu spuneți asta, eu chiar le iubesc! Atât de mult le iubesc, încât am preferat să rămân sărac o viață decât să mă ajung de pe urma lor. Așteptați aici, numai o clipă. Așteptați, vreau să vă arăt ceva. Apare curând, cărând o lădiță cafenie, roasă de vreme și încuiată cu un lacăr. O pune jos, cu infinită grijă, o descuie cu o mișcare sigură, privirii mele se arată mulțime de ceasuri rânduite frumos, mari, mici, pe mână sau pe buzunar. Vedeți, doamnă, vedeți, de meserie sunt ceasornicar. Asta am făcut toată viața și niciodată nu mi-a părut rău. Unii cred că e o meserie prea migăloasă și plictisitoare, dar mie mi-a plăcut tare mult. Asta pentru că niciodată n-am privit ceasul doar așa ca pe un obiect pe care te slujești ca să răsori timpul. Pentru mine ceasul se află în strânsă legătură cu cel care l-a purtat și astfel fiecare dintre ele are o poveste. Eu am știut să le ascult poveștile, iar acolo unde nu mi-au spus-o, acolo unde nu mi-au spus-o, am încercat să le-o inventez, pornind de la câteva date pe care le aveam. Uite, de pildă acesta, ia priviți-l, mi-arată el, atingându-l ușor. E un ceas fin, foarte fin, al cărei purtătoare fusese de bună seamă o femeie, pentru că e din aur. Valorează destul și chiar merge, dar, după cum vedeți, m-am stătuit să-l țin în viață. L-am cumpărat cu gândul de a-l revinde, dar, vedeți dumneavoastră, când i-am aflat povestea, m-am răzgândit. Nu se făcea să ajungă pe mâna pe unei inse care i-ar fi apreciat doar așa ca pe o bijuterie. Căci ce sunt bijuteriile lipsite de povestea lor decât inutile străluciri fără viață? Doamna care mi-a adus era sora de fericită posesoare de o zi a ceasului cu pricina. Îl păstrase 10 ani, nici ea nu știa de ce. Doamne, cum spuneam, Natalia privise ceasul de la viitorul soț. A doua zi au găsit-o înnecată în lacul din spatele casei, lăsase un dilet,
n-aș fi putut trăi cu rușinea de a fi iubit omul care m-a trădat și nici n-aș fi putut trăi fără să-l iubesc